dimineața, astăzi este sâmbătă, este weekend, eu sunt afară pe terasă și în scurt timp vrem să plecăm să cumpărăm calorifere, să schimbăm caloriferele în toată casa, pentru că unele funcționează, altele nu funcționează, sunt foarte vechi, deja au și altă culoare, deci nu mai sunt albe de foarte mult timp, cred, și am ajuns la concluzia eu și Cipri că cel mai bine este să le schimbăm. Dacă tot renovăm mare parte din casă, să facem și acest lucru, pentru că poate după ce terminăm cu renovatul nu mai avem starea sau cheful să schimbăm atunci caloriferele și iar să ne apucăm de balamuc. Așa că astăzi mergem să cumpărăm calorifere, să vedem ce găsim. După cum am spus, sunt afară pe terasă. Am venit să văd câte grade sunt. Încă nu m-am uitat, pentru că am aprins camera, dar este norat și s-au anunțat 29 de grade pentru weekendul acesta. Dar după cum arată vremea de aici, de afară, nu cred că vor fi atâtea grade. Chiar cred că o să plouă, pentru că este gri, este chiar înorat, este și puțin răcoare. Deci, da, cred că o să plouă. Eu astăzi am reușit să mă aranjez și mi-am făcut un alt machiaj diferit de ceea ce îmi fac în mod obișnuit. Cipri, când m-a văzut, a fost așa un pic șocat, pentru că acesta nu prea e genul meu, nu e prea stilul meu de a mă machia. Așa. Și mi-a zis că nu-i place culoarea de pe buze. Părerea mea este că e un pic prea mult, it's too much, dar am încercat ceva nou. În schimb, îmi place paleta pe care mi-am achiziționat-o din România, una nouă și micuță. La ochi m-am făcut cu acea paletă. Nu știu cât reușiți să vă dați seama. Dar da, este ceva nou, am testat ceva nou. Părerea mea este că este ceva diferit, parcă este totuși un pic prea mult, prea in your face, așa, parcă se vede așa de la distanță, dar oricum nu mă mai demachiez și să mă machiez din nou, să-mi fac alt machiaj, pentru că nu am nici timp și nu am nici chef, așa că astăzi rămân așa. Cipri a zis că machiajul acesta îmi face nasul mare. Păi da, tu ai zis. Dar acum că stau în lumina asta, chiar îmi face nasul Pentru mare. părerea Uitați. de specialist. Ha, de make-up artist. Te rog frumos. Și... Și când ți-am zis că ai zis de 3 ori, ai zis o dată chiar înainte să cobor scările. Așa. A doua oară când m-am dus să iau plintele, că ți-am zis că iau plintele acum. Ah. Atunci nu, cred că altceva te-am întrebat. Și Cipriotul meu astăzi termină de pus plintele. Știți că ieri v-am zis că mai era o porțiune și asta fac și acum. Mai este porțiunea aceasta de aici, până în capăt. Și gata, după aceea montăm mobila, aranjăm hainele copilor în dulap. Și la final o să fac un filmuleț M-a ajuns. separat cu această cameră, cum arată dormitorul Eu n-aș băieților. face. Ba, eu da. Hai E, da. E de lui tati. Se numește Șpaclu. Șpaclu. Nu-mi podea cu el. Nu-mi podea că e nouă. Să ne ține măcar un an de zile. Cu aia poți să dai, da. Așa. Ok, vreau să vă arăt ceva. Am aici niște pliante cu diferite culori care mie mi-au plăcut mult și care m-ar tenta să le folosesc pentru pereții casei mele. Una îmi place foarte, foarte mult, sunt obsedată de ea și este aceasta, Blueberry. Este ca un fel de negru, doar că nu este negrul acela pe care îl știm noi, negru, negru, negru. Este un alt fel de negru, parcă are o, nu știu, așa, o profunzime mai mare, este mai profund, așa, când te uiți la culoarea aceasta, cel puțin mie asta îmi dă impresia. Așa arată culoarea. Deci nu este negrul acela pe care îl știm noi, acela clasic,
Și ca să vedeți diferența, am aici negru clasic. Aceasta se numește Luna, culoarea aceasta. Și așa arată negru. Stați să las celelalte pliante jos, pentru că am mai multe. Multe, multe, multe. Așa, deci. Aceasta este Luna și Blueberry, care îmi place mie. Sper să vedeți, pentru că este și norat afară și este mai întunecat. Stați să aprind lumina. Ok, se vede mai bine? Da, se vede mai bine. Deci, negru sau Luna și Blueberry. Vreau în dormitorul acesta în care sunt acum un perete să îl fac cu Blueberry. Și dacă tot mergem astăzi să cumpărăm plinte, pentru că nu cred că o să ne ajungă cele pe care le avem și 100% va trebui să mai cumpărăm, prefer să le cumpărăm acum ca să știm că le avem, decât poate vom avea nevoie peste câteva luni când vom pune podeaua și în celelalte camere și poate le vor scoate din magazin și aduc alte modele și nu cumva să mă trezesc că nu mai au. Așa că prefer să fiu preventivă și să le cumpăr acum. Eric doarme, este aici. Ok, haideți să vă arăt și celelalte culori care îmi plac. Denim îmi place, dar parcă nu atât de mult încât să îl folosesc. Barista, care este culoarea cafelei, deși aici, pe pliant, parcă totuși diferă culoarea de aici cu cea de aici. Cred că depinde mult și de lumină, dar mie așa mi se pare că diferă. Moon. Și aici la fel am niște reviste cu tot felul de culori și folosesc și ca sursă de inspirație. Iar aici pentru copii, avem și pentru copii, deși noi la copii am lăsat alb, dar poate în camera de joacă vom face altă culoare, nu știu sigur încă, diferite culori, diferite nuanțe. Așa. Și aici, în această carte, la fel, este cu culori pentru copii. Dar avem și șabloane. De exemplu, acesta este în formă de inimă. Mai avem, cred, și în formă de stea. O să vedem. Da, acesta este în formă de stea. Și la fel, avem tot felul de idei pentru a ne inspira. De exemplu, ia uitați, cu o formă de inimă pentru un dormitor de fetiță, de exemplu. Iar pentru băieți, să vedem, cu norișori. Da, și acesta e interesant. Steluțe, la fel pentru fetițe, dar steluțele merg foarte bine și la un dormitor de băieți. Și vreau să cumpărăm și Blueberry astăzi. Deci ceva de genul ar veni. Nu acesta va fi peretele pe care vreau eu să-l fac, dar vă arăt pentru că aici lumina este mai bună și să vă faceți așa o idee. Deci ceva de genul ar arăta. Mie îmi place foarte mult. Și voi lua cu mine acest pliant ca să și găsesc ceea ce caut. Prima oprire va fi să cumpărăm scutece, pentru că Eric mai are doar 3 bucăți și nu ne ajung până mâine, așa că trebuie să cumpărăm un pachet de scutece. Apoi la Aldi au intrat pelerinele de ploaie. Vreau să-mi cumpăr, plus să cumpăr în credit pentru telefoane, tati. Așa. Să mergem să achiziționăm plinte și tot de acolo vopsea. Iar apoi să mergem să cumpărăm calorifere, să vedem unde anume găsim calorifere, nu știu. Iar Cipri măsoară toate caloriferele, ia dimensiunile ca să știm câte să cumpărăm și ce dimensiuni să cumpărăm, este foarte important.
Și asta așteptăm acum să termine ca să putem pleca. Cred că este deja ceasul 1 fără, dacă nu 1. Și da, cred că astăzi până diseară o să fim la cumpărături pentru că avem multe de făcut. Sper să reușim să facem tot ceea ce ne-am propus. Este 23 minute ceasul și abia acum am plecat din fața garajului. Nu știu când o să le facem pe toate, dar încercăm. Râde sadic, de ce? Nu știu ce găsește de râs, da. Trebuie să băgăm și benzină. Aoleu, câte avem de făcut azi. Mereu pățim așa, până ne pregătim, până reușim să ieșim din casă, la noi durează corele. Toată lumea așteaptă pe mami cel mai mult, Nu așa e e, Nic? adevărat. De data asta chiar nu e adevărat. Deci de data asta, cum este adevărat că eu v-am așteptat pe voi de tura asta? Voi nu ați fost gata. Ei nu au fost gata, nu eu. Eu am fost de mult gata. Mami! Nu e adevărat, dar știți cum e, că trebuie să dea vina întotdeauna pe mami. Mami e întotdeauna de vină. Vrei să-mi zic ceva? Mi-e foame. Și mie, astăzi nu am mâncat nimic. Și acum e foame. Și nici Cum nu mâncați tu ai nimic. mâncat? Tu ai mâncat? Nu mâncați nimic. Eu știu ce vreau să mănânc. Ia întreabă pe Edi ce vrea. Edi, ce vrei să Ce mi-a zis mănânci? mie? Ce vrei să mănânci? Aia vreau și eu, exact aia vreau și eu. Hamburger cu pome și ketchup. Așa, visați. Puneți-vă pofta în cui. Mergem și mâncăm, mi-e foame. Mergem la McDonald's. Odată la... Ce, odată pe săptămână, că nu mâncăm, odată pe săptămână, mai rar. Odată la 2 sau la 3 săptămâni. Da, sau au fost când am mâncat o dată la 3 luni sau la 4 luni. Deci a fost inițiativa ta. Mâncare fast food, da, la inițiativa mea. Eu zic că e ok atât timp cât nu mâncăm zilnic. N-are de nimic dacă ori. Mâncăm... Ai, nu. În adevărat, nu băgați în seamă, vorbește și eu să doar. Atât timp cât nu mâncăm zilnic, odată la 2 săptămâni sau odată la o lună, eu zic că e ok, nu strică nimic. Marza, nu, totul cu moderație. Prima oprire este în DM. Să cumpărăm scutece. Cei de la Hip au scos scutece și vreau să le testez să văd cum sunt. Am luat și pants, pentru că e mai ok cu pants-ul. Baby soft. Și am cumpărat și șervețele umede din acestea water wipes, dar le luăm pe puncte, nu plătim bani, deci e super ok, pe puncte payback. Așa că am cumpărat. Așa mergem noi la cumpărături. Peste tot. Bebele stă sus, iar băiatul mare stă jos, acum mănâncă. Ce te-a întâmplat? Ți-ai aruncat-o pe bubă? Cum ai murdare la scare, mami, alta curată în... Îți dau, stai, dă-i și lui unul din ăsta. Îi dăm și lui. Că sunt și de bebeluși. Poftim! Ric, ia-le, mama. Fii atent, ce tare. Poftim, ia și pe. Așa, am venit să căutăm plinte aici, în Tuttlingen, ca să nu le mai transportăm din celălalt oraș unde, de unde le-am cumpărat cu primele, să vedem dacă are la fel, că dacă nu, le cumpărăm de dincolo. Da, mănâncă, e bun? Da. Gata? Da. Uite, ia și asta să-i arăt. Poftă. Încet, încet, încet. Opa-lea, încet. Am aici fructe pentru copii, zmeură și afine și le dau să mănânce. Edi și Eric. Afine. Atât a mai rămas, am mâncat aproape tot. A fost plină caserola. Mai vrei? Ia și papu. Dar din ori nu mai vroia. Edi se joacă până-i vine mâncarea pe tabletă. Au jocuri, au tablete aici pentru copii și se joacă. A venit mâncarea. Eu mi-am luat un sandwich, se numește avocado, salsa, ceva de genul. Cred că are și jalapenos, da. Super, pentru că mi-e place mâncarea picantă. Eu mi-am luat un cola normal. Cred că
Ia, gustă, vezi care e acum. Și a lui Cipri acolo se și el și-a luat surf and turn, ceva de genul. Ia să cum arată. Și el a optat pentru varianta fără jalapeno. Arată bine, arată bine. Chiar, încep să-mi placă cum fac hamburgerul ăștia. Da, e crocant? Mm, da, e un pic crocant. Așa. Faptă bună. Am ieșit din magazinul cu materiale de construcții și sper să mă uit bine pentru că filmez cu telefonul lui Cipri, deoarece mi s-a stricat camera, am scăpat-o pe jos la McDonald's și nu mai filmează deloc, va trebui să-mi cumpăr alta. Nu am găsit ce căutam pentru că sunt dimensiuni diferite la calorifere, va trebui întâi să vorbim cu un instalator. Și pentru vopsea nu se mai găsește vopsea aceea gata preparată, doar dacă vrei să o mixeze ei, trebuie să le zici cât. Și nu am luat-o pentru că încă nu știm exact cât, eu vreau să iau deja gata preparată. Așa că am cumpărat o mătură și acum mergem acasă să facem seara de desene în familie.